Vă rog să ne spuneți care sunt cele mai importante modificări aduse de noul cod al insolvenței. Bună ziua! Noul cod al insolvenței sau noua lege a insolvenței, așa cum este ea definită, a adus foarte multe modificări. O să încerc să structurez vreo câteva idei referitor la ceea ce aduce ca modificări cu scopul de a asana practicile mai puțin oneste în cadrul procedurii insolvenței. De exemplu, una dintre modificări privește faptul că un debitor nu poate să deschidă procedura insolvenței decât la instanța unde a avut sediu în ultimele 6 luni, ceea ce înseamnă că practica mai puțin onestă de shopping for, adică să plimbe la instanța mai puțin exigentă, va fi curmat. Altă idee, de exemplu, acum este o procedură cât se poate de bine organizat, un mecanism foarte bine organizat care nu mai permite deschiderea procedurii la cererea debitorului fără a fi luat în calcul și cererea creditorului, astfel încât procedurile mai practice, mai puțin oneste, cu privire la deschiderea procedurii sunt curmate. Au intervenit modificări în care cele mai bune practici care erau în domeniul insolvenței au fost incluse în dispoziții legale. Cu titlul de exemplu, amintesc faptul că raportul pe care îl face practicianul insolvență cu privire la activitatea curentă sau activitatea pe care practicianul insolvență o face pe perioada reorganizării este relativ standardizat, ceea ce presupune o mai mare responsabilizare a practicianului insolvență, ceea ce presupune procedură mult mai corectă. Sunt modificări importante cu privire la posibilitatea de finanțare și stabilirea ordinului de prioritate, finanțarea în cadrul perioadei de observație, finanțarea în perioada de reorganizare. Aceste elemente duc la crearea unei proceduri mult mai transparente, mult mai eficiente, cu scop maximizarea averii debitorului. Tot ce a fost bun în practică și s-a știut, s-a introdus ca dispoziții legale. Cu titlul de exemplu, acum avem o reglementare cât se poate de echilibrată și de onestă a tratamentului creditorului reprezentând instituție financiară leasing în cadrul procedurii insolvenței, echilibrată, pentru a evita practicile distorsionante. Sunt destul de multe modificări pozitive, însă sunt vreo câteva intervenții cel puțin neinspirate, ca să nu spunem altfel, probabil că nu s-a cunoscut foarte bine fenomenul economic. Cu privire la reducerea planului de reorganizare de la 3 ani la 1 an, cu privire la existența unor proceduri concomitente, una concursuală egalitară și unitară și alta mai puțin concursuală individuală. De asemenea, cu privire la intrarea în vigoare a actului normativ care să se aplice tuturor dosarelor pe lor, am serioase rezerve, inclusiv cu privire la constituționalitatea unei asemenea dispoziții. De ce? Pentru că noi, orice contribuabil, orice justițiabil, trebuie să aibă o predictibilitate, să știe care este expectația legitimă atunci când pornește un proces. Sunt dosare pe rol. Sunt debitori și creditori care au prevăzut anumite planuri de reorganizare pe 3 ani. Ce se va întâmpla cu aceste planuri de reorganizare? Care sunt șansele reale de realizare? Vom vedea. Aceste modificări cum vor afecta mediul de business? Cred că în ceea ce privește reorganizarea, efectul nu va fi pozitiv. De ce? Pentru că dacă o persoană juridică greu face față și putea să-și restructureze afacerea, nu vorbim de restructurare și reorganizare doar juridică, afacerea în 3 ani, cu atât mai puțin o va putea realiza într-un an de zile. Gândiți-vă că dacă un debitor aflat în insolvență are o activitate, să zicem că realizează o investiție, e un constructor care lucrează pe 2 ani de zile, este imposibil să realizeze și să-și propună un plan de reorganizare pe un an cu o lucrare pe 2 ani. Este imposibil. Cred că s-a neglijat realitatea economică. Chiar dacă nu ar fi așa, măsura economică trebuie validată și confirmată de pasul următor, ceea ce înseamnă că în mod firesc trebuie lăsat cel puțin o perioadă rezonabilă de timp. Ce înseamnă perioadă rezonabilă? Conform legislației, să zicem engleze, nu există termen. Pentru că se prevede ca planul de procedură să corespundă cui? Debitorului.
sunt diferiți, ceea ce înseamnă că nu trebuie introdus și în aceeași haină. La fel este și în America. În Franța, de exemplu, planul de reorganizare se poate întinde pe perioada 10 ani. Acum, comparați și dumneavoastră un an cu 10 ani sau cu o perioadă nedefinită și veți vedea că măsura nu are un suport într-o practică pe care să zicem că am putea să o asimilăm. Cum se încearcă evitarea practicilor frauduloase în noul cod al insolvenței? Așa cum spuneam puțin mai devreme, sunt și efecte pozitive și evitarea practicilor frauduloase se realizează. Cu titlu de exemplu, dacă anterior aveam un mecanism în care de multe ori se construia artificial o masă credală, dacă se va lua o decizie de către creditori pe această masă credală artificială, creanțe fie majorate, fie neluate în calcule unele reale, atunci se va reconvoca adunarea creditorilor, se va revota chestiunea pusă în discuție. Ceea ce înseamnă că toate practicile frauduloase în care se înfrângea drepturile creditorilor sunt evitate. Mai mult, chiar ceea ce s-a dispus în acea adunare generală va putea fi supus control judiciar, eventual chiar anulat. Deci sunt destul de multe lucruri pozitive, efortul a fost imens, s-a străduit toți participanții să aducă informații cât mai actuale, practici deontologice cât mai corecte, pentru a face o procedură cât mai onestă. Din păcate au fost cele câteva intervenții, cred că le putem număra pe degete la o mână, care au făcut să distorsioneze. Am convingerea intimă că, sigur, Parlamentul va corija aceste scăpări și cât se poate de curând vom avea o lege care să corespundă nevoilor. Poate că și Curtea Constituțională va verifica dacă și în ce măsură este constituțional raportat la prevederea articolului 15 să se aplice tuturor procedurilor pe rol această procedură a insolvenței și vom avea o soluție, atunci cu certitudine vom ajunge la o procedură a insolvenței foarte bună. Prin urmare, credeți că noul cod de procedură civilă respectă principiile după care a fost construit? Codul insolvenței. Da, este, așa s-a pornit, pentru că această reglementare s-a dorit a fi o operație de codificare și așa și face. Reunește aproape întreaga legislație care reglementează insolvența. Din păcate, primele două principii cred că au fost infirmate. De ce zic acest lucru? La articolul 4, cred că pentru prima dată sunt reglementate principiile insolvenței. Una este acordarea unei șanse reale de reorganizare a debitului de bună credință, onest. Păi dacă noi avem un plan de reorganizare în maxim un an de zile, șansele sunt reduse. 2. Al doilea principiu este maximizarea sau mecanism de maximizare a averii. Dacă avem proceduri concursuale și proceduri individuale pentru creanțele de după data deschiderii procedurii, fără ca aceste proceduri de după data deschiderii procedurii să conducă tot la o procedură concursuală și unitară, nu mai ajunge la maximizare, pentru că va fi un creditor care va încerca să execute, nu contează cum, cât de repede. Să zicem că ai o mașină de vânzare și unul ia volanul pentru că este căutat. Cu certitudine, valoarea tuturor activelor scad dacă se valorifică bunuri care pot să fie importante per ansamblu, per individual. Și a satisfăcut creditor. Cred că și aceasta va duce în final tot la trecerea la procedura lichidare, pentru că un debitor care nu-și plătește creanțele curente este în faliment. El nu cred că are șanse rezonabile să se reorganizeze atâta timp că el este iertat și sunt stopate acțiunile împotriva lui pentru termenul T0, să zicem, data deschidere procedurii, și nu poate să facă față creanțelor curente. Soluția firească era ca acest creditor să ceară deschiderea procedurii falimentului, respectându-se caracterul concursual unital și îndestularea echitabilă și echilibrată a tuturor creditorilor.